Detaliile ne atrag atenția în continuare și le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. În studio alături de mine este candidatul USR la primăria sectorului 5, domnul Andrei Dimitriu. Bine ați venit, mulțumesc pentru prezență. Să rămână Alexandru Dimitriu. Alexandru vă Dimitriu. Mulțumesc și sunt candidatul Alianței Dreapta Unită USR PMP. Îmi cer scuze, da. E adevărat că lunga noastră activitate în cadrul USR v-a făcut să vă identificați practic și cu activitatea lui Nicu Șordan și cu USR-ul. Vă ajută chestiunea asta că sunteți susținut de Dreapta Unită? Resimțiți sprijinul celorlalte partide? Categoric da, sunt foarte mulți oameni, pentru că noi acum ieșim în stradă să facem campanie, să strângem semnături, să stăm de vorbă cu oamenii, lucru pe care noi din fericire îl facem chiar de 4 ani de zile. Noi nu ne-am oprit după alegeri și reluăm acum că sunt iar alegeri. Oamenii ne știu că suntem în stradă și vorbim, eu sunt și consilier local, sunt liderul consilierului local USR la primăria sectorului 5. Și pot să vă spun următorul lucru, că sunt oameni care vin și spun, a, Dreapta Unită, sunt oameni care vin și spun, a, te-am văzut, vreau să te votez, vreau să îți dau o semnătură de susținere. Sunt oameni care zic, a, eu sunt susținător PMP, ce bine că v-ați aliat, sunt susținător Forța Dreptei, deci e o coagulare a oamenilor care, practic, sunt fericiți că văd o alternativă pentru a putea moderniza România, o alternativă viabilă la nenorocirea asta de guvernare. Hai să o spunem bine, pe bune. Bine, la dumneavoastră totul poartă un nume. Se numește Piedone în sectorul 5, alternativa cealaltă. Dar discutăm despre toate. Sigur. Îi salut pe invitații mei. Domnul Felix Troie de la PSD ni se alătură. Bună ziua, domnul Felix Cosma. Îmi cer scuze. Astăzi votez pe toată lumea. Ziua. Nu, bună ziua. Nu este nicio problemă. La fel ca și colegul de la USR, vin paștele nedat un miel. Este ok. Bună ziua. De asemenea, îl salut pe Alexandru Coita, căruia n-aș putea să-i strig numele, că sunt obișnuită. Bună ziua, Andrei! Mulțumesc mult! Domnul Cosma, vă lansați candidatul la Timișoara. Înțelegem că s-au dus acolo domnii Ciucă, domnul Ciolacu, tot așa în formulă de mușchetari, adică l-ați luat și pe domnul Cârstoiu la Timișoara sau a rămas aici în București? Păi, 3 este o cifră magică, normal că în aceeași formulă. Cel mai important este că suntem într-adevăr în această perioadă de lansare a candidaturilor, dar cel mai important este că în acest moment și la București și în alte municipii din țară și nu numai la nivel de partid, se lucrează la strategia partidului și se lucrează la un plan, cel puțin în ceea ce privește Bucureștiul, la un plan cu care candidatul comun al Alianței se prezinte cât de curând în fața bucureștenilor. Da, sper să avem și această declarație făcută de Cătălin Cârstoiu, cei 3 mușchetari. Cum a sunat, Alex Coita, această declarație? Ciucă, Ciolacu și Cătălin Cârstoiu, suntem ca cei 3 mușchetari. O vedem și o comentăm. Noi e ca un parteneriat, să zicem așa, ca cei 3 mușchetari. Cine-i Porto, cine-i Arad? Asta cine-i vă las pe dumneavoastră să decideți. Eu nu cred că bucureștenii își doresc un primar ca Nicu Șordan. Dar ca Piedone își doresc un primar? Nici atât. Eu cred că își doresc un primar echilibrat care să dea sănătate orașului. Acum, dacă ne întoarcem, Alex Coita, în vremea mușchetarilor, erau foarte multe urzeri, foarte multe trădări la vremea aceea. Cum vezi declarația domnului Cârstoiu? Știți cum e. În politică, cel mai important este să primul pas și cel mai important este să vorbească lumea despre tine. Și e o declarație despre care, iată, se vorbește, deci probabil că este o declarație reușită. A punctat, din acest punct de vedere, pe imagine candidatul PSD-PNR la primăria generală. Acum, sigur că faptul că ceea ce vrea să spună, de fapt, într-un fel mai, mă rog, simpatic, așa este, că există o unitate, coeziune la nivelul leadership-ului coaliției cu, în jurul acestui candidat, evident că această unitate este absolut necesară, pentru că ați văzut unul, două, mai multe sondaje care indică faptul că lupta în acest moment este câștigată de Nicu Șordan. Deci candidatul Cârstoiu, medicul Cârstoiu, are mult de muncit și multe de făcut într-o perioadă extrem de scurtă ca să recupereze decalajul față de Nicu Șordan. Nu vorbesc acum de candidatul Piedone, care să spunem că este, ar putea fi lebăda neagră a acestor alegeri dacă va rămâne în cursă. Să vorbim doar de cei 2 candidați susținuți de Alianța Dreptei și PSD-PNL. Încă deci, mai ai dubii că Piedone va rămâne în cursă? Dacă am eu dubii, nu știu dacă am sau nu am dubii. În momentul de față cred că Piedone absolut clar încurcă lucrurile și încurcă lucrurile pentru toată lumea. Adică uitați-vă
inclusiv la Partidul Aur, care ar fi trebuit să fie marea surpriză a acestor alegeri și la București nu există. Adică avem un candidat, parcă domnul Enache se numește, care e undeva pe la 80%. Deci nu încurcă doar pe PSD-PNL, încurcă pe toată lumea și cred că până la urmă și în politică, la fel ca în viață, trebuie să existe o soluție logică, iar soluția logică este ca partidele mari să-și dispute primăria, pentru că nu cred că la vot, sincer, capitalul acesta de notorietate pe care candidatul Piedone cu siguranță îl are și de interes din partea publicului, pentru că este o persoană originală, să spunem, prin abordările sale, nu cred că se va converti neapărat în vot. Deci cred că lupta se va da până la urmă tot între Nicușor Dan și candidatul PSD-PNL. Cine va câștiga rămâne de văzut. Nicușor Dan are avantajul clar că este mult mai cunoscut de bucureșteni. Unii îl apreciază ca dovadă și intenția de vot substanțială. Candidatul Cârstoi are ca avantaj faptul că, pe lângă faptul că e un comunicator bun, are în spate două partide puternice cu structuri și votanți care au un task, au o treabă de făcut, anume să convertească bazinul lor electoral în favoarea candidatului lor. Deci va fi o luptă foarte, foarte interesantă, iar candidatul Piedone nu face decât să o facă și mai interesantă pentru noi cei care urmărim. Sper, și cu asta închei, să fie și o luptă care să vină cu proiecte, cu idei, cu soluții pentru bucureșteni, astfel încât să nu votăm doar așa de dragul de a nu sta acasă într-o zi de duminică, ci chiar să votăm în cunoștință de cauză și asumați un candidat pe care îl considerăm cel mai bun. Domnul Cosma, tocmai ne-ați confirmat că și medicul Cârstoiu se află la Timișoara, acolo unde va fi lansat Nicolae Robu, alături de domnii Ciucă și Ciolacu. Poate că ne-am aștepta din partea unui candidat la primăria generală să stea mai mult în București. Nu știu, să-l vedem pe stradă, să fi început deja campania, să bată străzile cu pasul. Ori domnul Cârstoiu se poziționează așa în această triadă cu mușchetarii, se poziționează la nivel național mai degrabă decât la nivel local aici în capitală. Nu știu neapărat dacă domnul Cârstoiu este prezent sau nu. Am spus că formula aceasta de, cum s-a exprimat și domnul Cârstoiu, este într-adevăr interesantă cu cei trei mușchetari și într-adevăr ne-a dus cu gândul pe toți și la unele lupte pe care cei trei le-au dus. Dar important este păi bine, ca... mai puțin, domnul Cosma, mușchetarii ăștia, adică domnii Ciucă și Ciolacu, nu vor ieși, presupun, în București, pe stradă, să bată orașul împreună cu medicul Cârstoiu? Sau vor ieși? Este important să iasă și eu sunt convins că vor ieși împreună cu domnul Cârstoiu. Ce este mai important este că și noi, cât și colegii noștri de la PNL, de Alianță, avem în spate echipe puternice la București, care, fără nicio problemă, pot să facă față unei campanii electorale și chiar mai multor întâlniri cu cetățenii. Lucru care se și întâmplă. De exemplu, în acest moment la sectorul 6, dacă nu mă înșel, există atât o conferință de alegeri, dar există și o întâlnire cu cetățenii și cu simpatizanții de acolo. Deci, din acest punct de vedere, cele două partide își fac treaba, nu se pune problema. Deci, astăzi vă lansați candidatul la sectorul 6? Nu. Este o conferință de alegeri, este o conferință de alegeri a filialei București pentru sectorul 6 și știu că este un eveniment mai mare în care sunt și simpatizanți după aceea invitați. Ați spus, foarte scurt vreau să pomenesc de sondaj, pentru că ați pomenit, sigur că vom vedea multe cifre în această perioadă, cum a spus și domnul Coita, foarte interesante de altfel, dar eu mențin părerea pe care o împărtășesc și eu și mai mulți colegi, că nu avem nevoie de o vedetă la Primăria Capitalei, avem nevoie de un profesionist care să-și facă o echipă bună și să rezolve problemele pe care bucureștenii le au. Păi, vedetă, nevedetă, cumva trebuie să se facă și domnul Cârstoiu cunoscut. Că... sunt de acord cu dumneavoastră, dar vedeți la fel cum unii bucureșteni își doresc un primar, că nu trebuie să negăm acest lucru, cum este Nicușor Dan sau cum este domnul Piedone. La fel și eu îmi doresc un primar care să nu mănânce ceapă în târg sau să nu stea la o bere în târg. Nu asta e ideea de a fi primar general. Eu îmi doresc un intelectual. Vă dau un exemplu. La fel și bucureștenii vor avea de unde să aleagă. Cred că asta e cel mai important. Iar o să se supere Piedone, că domnul Ciolacu a zis că ce să discute Piedone cu cei de la Comisia Europeană, că se plimbă cu roaba, dumneavoastră sunteți deranjat de ceapă. Este un aspect și ăsta, la urma urmei, repet, este important să poată să-și facă o echipă. Din acest punct de vedere și noi și PNL-ul avem oameni. Consiliul General este foarte important pentru că nu trebuie să mai ajungem la situații cum a fost în ultima perioadă în care avem un blocaj și proiectele bucureștenilor să sufere, să nu fie votate. Sigur că e și un aspect politic acolo. Colegii de la PNL, schimbând viceprimarul și, mă rog, pierzând acea funcție, au spus, domnule, nu vă mai votăm proiectele.
Deci e important să existe un consens, o stabilitate, asta încerc să spun. Da. Aș vrea să intervin și aici. Domnul Cosma tocmai a spus o minciună, poate în mod nevinovat. A spus că au pierdut viceprimarul și de aceea nu i-au mai votat lui Nicușor Dan. Fals. I-au votat tot lui Nicușor Dan. S-au oprit acum pentru că vin alegerile și fac opoziție. Nu i-au votat bugetul de 3 ori. În urma acestui fapt, Nicușor Dan a retras atribuțiile viceprimarului. Deci a fost exact invers. I-a dat alte atribuții, locuințe sociale, deci, sau nu, ceva. Da, ca să ne înțelegem, nu a făcut un act de ostilitate Nicușor Dan. Nicușor Dan a zis în felul următor, după ce a văzut că nu i se mai votează bugetul: măi, din moment ce tu ești în opoziție acum cu mine, cât e perioada asta de campanie, a zis un lucru de bun simț: îți retrag atribuțiile, că n-ai cum să fii mâna mea dreaptă pe domeniile de asfaltare și așa mai departe, când tu mă critici, tu nu mai ești partea majoritară care să mai asigure mie. Deci despre asta e vorba. Doi la mână, aș vrea să vorbesc și eu despre chestiunea legată de cei 3 mușchetari. Eu vă zic sincer că nu pot să văd în domnul Ciolacu, care este până la urmă un pastor al penalilor din PSD, nu pot să văd în domnul Ciucă, plagiatorul, să văd o formație din aceasta de justițiar, cum sunt cei 3 mușchetari. Mai degrabă cei 3 sunt muzicanții din Bremen. Adică asta aș putea să înțeleg ca o comparație, da? 3 oameni care sunt quasi expirați, care încearcă să cânte, dar le iese fals și după ureche. Asta ar fi. În schimb, Nicușor Dan este un justițiar și pe el putem să-l comparăm cu D'Artagnan. Cu asta pot să fiu de acord. Pe dumneavoastră vă deranjează ceapa lui Piedone? Vă deranjează că mănâncă pe șantier? Nu mă deranjează că mănâncă pe șantier. Imediat, domnul Cosma. Haideți să ne înțelegem. Fiecare face campanie după cum consideră. N-am cum eu să fiu deranjat de faptul că o parte din populație agrează un stil sau altul. Doi la mână. Dacă asta consideră domnul Piedone, că trebuie să promoveze cu o măsuță roz în timp ce trebuie să fie primar al sectorului 5, atenție, ne uităm aici pe imagini. S-a suspendat? Nu. Este inclusiv city managerul acolo, care este de fapt nepotul lui. Da, deci oamenii ăștia, în loc să muncească la primăria sectorului... E nepotul city managerul? Da. Cârlogea este nepotul lui. GNRL este cel care a primit bani de la primăria sectorului 5 să fie într-o comisie de vânzare spații comerciale. Alt nepot este și el consilier local. Alt nepot lucrează la poliția locală. Toate rudele sunt acolo. Adică acolo e un clan. Da, acum revenim la întrebarea noastră. Vrea să facă campanie așa? Să o facă. Eu n-am cum să fiu deranjat. Vrea să mănânce în condiții insalubre? Să o facă. E problema dumnealui. Pe mine nu mă deranjează. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să spunem cetățenilor în momentul în care sunt chestiuni ilegale. Vedem aici, de fapt, un populist în stilul lui Simion. E cam același stil, numai că e un pic mai abil și mai vechi în politică, domnul Piedone. Dar eu vă spun din interacțiunea mea cu el... Omul ăsta nu știe să facă administrație publică, el știe doar să facă spoil. Și vă dau aici 2 exemple, 2 școli. Din punctul meu de vedere, administrația publică locală trebuie să se concentreze pe 2 lucruri esențiale. Învățământul, și pentru asta trebuie să asigure infrastructura, 2 la mână, spațiile verzi și parcurile. Dar rămânând pe învățământ, în sectorul 5 avem vreo 4 școli care sunt închise. Lăsați ploșnițele, aia e altă situație. Dacă intrăm și în aia, vă parazitez toată emisiunea. Dar vreau să zic... Păi nu, dar o să vă întreb și ce a fost povestea aia. S-au redeschis școlile între timp? Da. Bun. Păi au reușit să consume niște bani rapid și s-au redeschis. Iau o acuzație, deci, sigur, ne trebuie dovezi, explicații. Deci avem Tocilescu. Grigore Tocilescu este o școală care a fost închisă în 2018 în administrația PSD Daniel Florea. Au spus că în 2 ani de zile e gata. Suntem în 2024, iar în Consiliul Local, Piedone a 6-a oară a depus proiectul de reabilitate pentru studiul de fezabilitate, pentru că a făcut tot felul de greșeli. Deci au fost 6 studii de fezabilitate. Cât a costat un studiu de fezabilitate, domnule Dimitriu? Costă în jur de 100-200 de mii de lei, banii vin teoretic de la guvern, dar ceea ce vreau să spun este că după 6 ani de zile, nici PSD-ul cu Florea în aia 2 ani, nici Piedone 4 ani, sau mă rog, Piedone 3 ani plus un an PSD cu Rareș Hopinca, care a fost city manager cât a fost Piedone la Rahova, nu au reușit să facă o școală. Păi dacă tu îmi spui că ăsta e un administrator bun, eu mănânc vorbele. Doi la mână, să ne aducem aminte, am depus o plângere penală în acest sens, de situația cu sponsorizările venite de la societatea de infrastructură. Deci societatea aceasta pe care o vedeți, care lucrează aici, un șantier care a durat un an jumate, ce vedeți? Așa, acum da. L-au terminat după un an jumate și e mare fast.
sponsorizează filmări cu piedone din banii societății. Pe Facebook. Pe Facebook. Lucru care este ilegal, se numește delapidare, infracțiunea de delapidare. Deci ăsta este piedone. Este un om care folosește toate resursele din funcția în care este pentru rude, pentru nepoți și pentru sine. Ne întoarcem la sectorul 5, că a apărut un raport al Curții de Conturi care arată că s-au dat vreo 5 milioane de lei în 2022 plăți făcute ilegal. Da, discutăm despre asta, că vreau să știu părerea dumneavoastră. Domnul Cosma, voiați să interveniți. Oh, eu cu domnul Dimitriu ne-am mai contrat pe teme de genul ăsta. Trebuie să ne mai lase USR-ul cu exemplele astea cu penal, că tocmai cel adânci și se descopere din ce mai multe cazuri. Păi, USR-ul să ne lase, dar Curtea de Conturi nu poate să ne lase. Dați un exemplu de USR-ist condamnat sau trimis în judecată, vă rog. Să-și rezolve problema de la ASSM. Dați un exemplu de USR-ist condamnat penal sau trimis în judecată. Domnule, tocmai aveți acum cazul. Dați un exemplu de USR-ist condamnat sau trimis în judecată, ca să vă creadă lumea, că altfel sunt simple vorbe. Zice de doamna de la ASSMB. Păi nu este trimis în judecată, înseamnă că nici nu știți procedura penală, nici nu știți chestiuni juridice de bază. Nu e trimis în judecată, nu este condamnată penal. Sigur. Dar la dumneavoastră nu este penal nimeni, doar de la alții. La dumneavoastră nu sunt penal. Dar dumneavoastră aveți condamnați penal? Toți președinții de partid au fost condamnați penal? Aveți oameni care au făcut pușcărie, oameni cu zeci de milioane de lei prinși în portbagaj? Colegii de alianță de la PNL sunt cu șpăgile de la Prahova și mie îmi spuneți că noi suntem penali, n-aveți un pic așa, un pic de jenă? Adică totuși. Păi și dumneavoastră trebuie să aveți. Păi nu, că la noi nu există niciunul condamnat, stimabile, la dumneavoastră o șir lung istoric de condamnați penal care au furat, dovediți infractori. La noi nu. Bun, ne întoarcem la aceste lansări. Alex Coita, l-am văzut ieri pe Robert Negoiță cu piciorul în gips. Întâmplător, domnul Cârstoiu este medic ortoped, nu știm în ce măsură l-a ajutat sau i-a dat sfaturi, dar ce tribună mai bună decât un pacient alături de medic? Pacientul se lansează în campanie, domnul Cârstoiu i-a dat sfaturi cum să stea pe scaun, etc. Cum par aceste, nu seamănă cu nunțile lansările astea? Păi, da, acum, sincer să fiu, m-am uitat și seamănă cu nunțile, ca să vă răspund la întrebare. Nu știu dacă neapărat un lucru bun sau un lucru rău. Știți care e problema cu lansările? Că nu poți să faci nicio lansare, adică lumea și românii s-au săturat de lansări din acelea fastuoase, cum se făceau acum 10 ani pe stadioane, cu zeci de mii de oameni, cu steaguri, cu PSD, cu PNL, cu baloane. Deci nu cred că așa ceva se mai poate. Pe de altă parte, trebuie să aduci, na, nu poți să vii cu 50 de oameni, pentru că totuși reprezinți două partide foarte mari. Deci atât s-a putut. Eu zic că nu a fost neapărat rău. Cât privește problema de sănătate a domnului Negoiță, evident îi doresc multă sănătate, nu e plăcut să ai o problemă la picior și faptul că s-a creat acolo o poveste, un narativ între doctor și pacient, să spunem, între candidatul la primăria generală și primarul în funcție la sectorul 3, cel mai apreciat primar din București, conform sondajelor pe care le-am văzut și înțeleg că, deși nu locuiesc în sectorul 3, sunt într-adevăr rezultate, nu poate fi decât un lucru bun. Dar, repet, și revin la ce am spus și în prima mea intervenție, astfel de povești, astfel de cârlige pentru electorat, emoționale, dacă vreți, sunt absolut esențiale pentru ca medicul Cârstoiu să-și crească și notorietatea și să o și convertească în intenție de vot. Începutul acestei lansări a fost convingător? A fost convingător până acum în acest scurt parcurs, nu știu, o săptămână și puțin? Doamnă, uitați, eu nu cred că trebuie judecat, adică nu-l cunosc personal pe medicul Cârstoiu, eu îl văd doar din exterior ca om care a făcut și politică și care în momentul de față mă relaxez ca analist. Cred că este foarte greu să-ți imaginezi că un candidat care nu a mai făcut politică poate într-o săptămână să devină, să spunem, port-drapel pentru tot ce înseamnă soluțiile la problemele multiple și grave ale Bucureștiului. Nu știu dacă două luni este suficient. De asta tot repet. Da, dar l-au lansat târziu și nu e vina alegătorilor, că au așteptări, nu? Așteptări în 2008. A candidat prima dată sau a avut prima de cel din 2008, știu că aveam prieteni care votau sau erau interesați de proiectul din Cușeu cu SB-ul, el lupta cu cei care voiau să dărâme piața, era Oprescu pe vremea aia, voia să dărâme piața Matache,
Deci, acum suntem în 2024, ca să-ți faci un profil politic durează. Dacă reușește Cârstoiu, va reuși, pentru că, într-adevăr, are abilități de comunicare, în general, deci nu este e o persoană comunicativă și asta, fără să fii comunicativ în politică, nu prea poți să-ți faci notorietate într-un timp atât de scurt. Și că, pentru că este susținut de două partide puternice cu un bazin electoral propriu. Încă avem, avem motive să... Nu știu, să urmărim cu atenție felul în care aceste două mari partide îl susțin pe domnul Cârstoiu, pentru că domnia sa spunea, am sunat-o pe doamna Firea să-i cer un sfat legat de o emisiune de televiziune la care am participat. Doamna Firea a zis că nu s-a uitat la acea emisiune și că o să mă sune dânsa după ce se uite la emisiune. Adică atunci când ai candidatul într-o emisiune și ești responsabil cu, nu știu, campania, bunul mers al campaniei, aici domnul Dimitriu ne poate dovedi că a participat la multe campanii de-a lungul activității domniei sale, măcar te uiți să vezi cum se descurcă la televizor. Mă rog, îl vom urmări, dați-mi voie să-l salut și pe domnul Gheorghe Falcă, se află la Timișoara. Sunt evenimente importante la Timișoara azi. Bună ziua, domnul Falcă, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua! Timișoara își lansează candidatul după o vreme, o perioadă cam furtunoasă acolo, care s-a lăsat cu demisii și amenințări. În fine, coaliția lansează astăzi pe Nicolae Robu, nu? Nu, astăzi s-a deschis terminalul Schengen din aeroportul Timișoara. Aici se află atât președintele Senatului, domnul Ciucă, premierul României, domnul Ciolacu, evident, ministrul Grindeanu, doamna Odobescu. Este un moment bun pentru regiunea noastră, pentru că de duminică vom circula toți în Schengen, un lucru bun pentru oamenii care vor veni de sărbători în România, și această investiție de fonduri europene arată că Europa este prezentă în fiecare regiune. Bun, deci v-ați dus la Timișoara pentru Air Schengen, nu pentru lansarea domnului Robu. Nu este moment de lansare. Uh-huh. Domnul președinte Ciugă va avea o întâlnire și cu activul de partid peste... Da, vă întâlniți măcar cu acest candidat? Stați de vorbă? Da. Domnul Robu este membru PNL și va fi la ședința care va începe, cred că, într-o oră jumătate la sediul partidului cu toți primarii. Se face strategia de campanie de aici încolo, atât pentru municipiul Timișoara, cât și pentru Consiliul Județean Timiș. Și va fi vreo lansare a candidatului la Timișoara sau nu? Nu, astăzi nu. Astăzi nu. Nu, dar în viitor. Sigur. Da. Domnul Robu este un om care, eu îl cunosc din tinerețe, de când eram student, dânsul a fost prorector cu studenții, apoi câteva mandate rector, două mandate de primar al municipiului Timișoara, și mă bucur că, uitându-mă în cercetări, lumea îl regretă și de aceea credem că vom avea un succes foarte mare aici la Timișoara în 9 iunie. Domnul Falcă, vă întreb și pe dumneavoastră, la viitoarele lansări vom vedea tot pe cei trei mușchetari sau vor fi doar domnii Ciucă și Ciolacu cei care se vor duce să-i lanseze și pe ceilalți candidați? Da, am văzut expresia domnului Cârstoiu. Cum vi s-a părut? Ca un mesaj de echipă, pentru că dânsul este susținut de cele două partide și are ca misiune în următoarele zile să crească în notorietate, să crească în încrederea electoratului PNL și PSD, pentru că astăzi alianța PNL-PSD în București are un scor foarte mare și, evident, cunoscându-l tot activul și electoratul acelor două partide, domnul Cârstoiu poate să câștige alegerile. O ultimă întrebare, domnule Falcă, referitoare la acest moment Air Schengen pentru România. Sigur, mai puțin decât am fi așteptat cu toții, mai puțin decât ar fi așteptat transportatorii, cei mai greu, oamenii care sunt greu încercați de cozile uriașe din vămi, ne putem aștepta și la o aderare terestră? Noi lucrăm la acest obiectiv. La nivelul european, noi europarlamentari am lucrat la legislația de migrație și azil solicitată de Austria, care va fi finalizată în luna septembrie. Asta înseamnă că îndeplinim obiectivele pe care le are și le-a cerut Austria. Austria apoi are alegeri în octombrie și credem că imediat după, atât România și Bulgaria va intra în Schengen. Mai ales că putem spune că astăzi se împlinesc 20 de ani de la intrarea României în NATO și așa a făcut România.
cu mici întârzieri, dar a intrat și și-a atins obiectivele. Astăzi suntem o țară sigură sub umbrela NATO, suntem în familie europeană și pe unde mergem găsim investiții pe bani europene, mai ales că am adus 80 de miliarde de euro pentru modernizarea României și așa vom face și pentru obiectiv. Păi fără aderare terestră, vi se pare că Schengen e un obiectiv atins? Pe jumătate de obiectiv, de aceea am spus că avem o întârziere și eu cred că în toamnă atingem și, sau în decembrie, atingem și acest obiectiv Schengen terestru. O ultimă întrebare. E posibil ca, nu știu, grănicerii austrieci, polițiști de frontieră să fie mai atenți în ceea ce privește, mai minuțioși, să ne pună bețe în roate mai mult la controlele terestre? Nu cred, pentru că aeroportul din Viena are și el terminalul Schengen și non-Schengen. În momentul în care intri în zona Schengen, poate să existe doar mici controle, cum există și acum pentru cei care vin din zona Schengen. În rest, lucrurile vor merge în flux continuu și este un lucru îmbucurător pentru cei care fac naveta, cum o fac și eu săptămânal, Timișoara, München, München, Bruxelles. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Gheorghe Falcă. Ne întoarcem, domnule Dimitriu, la acest raport al Curții de Conturi, care arată o situație destul de serioasă la primăria sectorului 5. E vorba despre anul 2022, atunci când primăria a făcut plăți ilegale, spune Curtea de Conturi, în valoare de 5 milioane de lei. Banii ăștia ar trebui să fie recuperați până la data de 30 aprilie 2024. Pe ce s-au dus acești bani? Sunt plățile făcute de piedone și de cei din primărie către diverse contracte care au fost făcute pe genunchi. Vă dau un exemplu, contractul pentru șantierul acela pe care îl tot arătați la un moment dat cu piedone mâncând salam și ceapă acolo. Acolo a început un șantier fără nicio autorizație de construcție. Deci pur și simplu s-au apucat de muncă acolo, nu și-au dat ei înșiși, pentru că tot primăria emite autorizația de construcție, nu și-au dat autorizație de construcție. De ce? Pentru că au vrut să înceapă brutal, repede, să arate că, uite, domne, a zis piedone că facem, noi facem, da, noi nu gândim, noi muncim. Sens, așa, da, păi da, da. Nu, noi nu gândim, noi muncim. Doi la mână, vine ulterior garda de mediu, pentru că aceste reamenajări au generat moartea unor copaci, pentru că i-au sufocat, au intrat în spațiu verde, i-au oprit. Ei, și atunci, normal, când vine Curtea de Conturi și vede că nu ai urmat toți pașii legal, dar tu ai avansat sume de bani, iată că îți spune să îi iei înapoi. Eu vă spun clar că nu o să iau acești bani înapoi și cel mai probabil Curtea de Conturi o să dea în judecată primăria, o să-i oblige să recupereze primăria. Deși peste vreo 3-4-5 ani o să se regleze cumva, când piedone nu o să mai fie și noi tot din banii de impozite și taxe. Nu o să mai fie la sectorul 5, pentru că va fi probabil, dar fiul său va fi la sectorul 5. Haideți să fim serioși, adică totuși cât de neaveniți consideră că sunt alegătorii din sectorul 5, să aibă impresia că suntem Coreea de Nord, adică, sau, nu știu, suntem în feudalism. Ce vă spun oamenii pe care... Vine boierul burdușit așa și îmbuibat și spune, pentru fiul meu dau feuda sectorului 5, că despre asta e vorba. Păi nu, e vorba de vot până la urmă, dacă oamenii păi votează... Da, ce te recomandă, că asta încerc să spun. Și acolo era vorba de o putere, da? Eu puteam să fac lucrul ăsta. Aici piedone spune că el poate și e în capacitatea lui să le spună oamenilor să-l voteze pe fiul lui. Ce le recomandă în afară de faptul că și-a schimbat și el numele în piedone? Atenție! Fisul și-a schimbat acum 2 ani numele și el în piedone, pe calea administrativă. Deci nu e nicio logică, eu sunt convins că nu o să fie așa. Și vă spun, vorbesc cu oamenii, pentru că, repet, ies de 2 ori pe zi, ieșim foarte mult în stradă să discutăm cu oamenii și toată lumea este disperată, adică a creat în oamenii din sectorul 5 din București o spaimă acest om și o să vedeți că o să iasă la vot mai mult decât s-ar fi așteptat, tocmai pentru că... Păi, dar sondajele dau unele cu peste 40%. Asta nu seamănă spaimă. Despre sondaje. În București nu ai cum să faci un sondaj care să se ducă către realitate foarte mult. De ce? Marea majoritate a oamenilor sunt fie foarte grăbiți, fie sunt în mașini, fie nu sunt acasă când vin oamenii să îi sondeze. Adică dacă tu faci pasul ăla statistic de 10 apartamente la
suni la unul, iei un chestionar, deci, pe urmă la următoarele 10. Ar trebui 10. Să luăm cu rezervă sau să nu credem în sondaj? Da, mie mi se pare că sondajul mai degrabă acaparează oamenii care sunt acasă, care sunt caznici. N-ai cum, în București se muncește până la 8-9 seara, nimeni nu vine la ora când aceea să sondeze. Când spuneți că activi ar avea alte opțiuni? E de la sine înțeles și știm foarte bine că oamenii activi sunt informați, oamenii activi votează dreapta. Asta Alex costă Coida. Legat de oamenii activi sau... Da, sunt mai multe. Și asta cu familia. Haideți cu familia, că e interesant. E interesant abordarea asta de dinastie. Da, nu știu ce să zic. Adică eu nu-l cunosc pe fiul domnului Piedone, dar sincer să fiu, cred că eu ca cetățean, dacă aș locui în sectorul 5, în primul rând aș vrea să-l cunosc. Pe mine nu mă interesează ca votant ce scrie buletinul, ce nume și prenume scrie în buletinul unui candidat, mă interesează cine este, cum este ca om, ce credibilitate are el ca persoană, pentru că nu o să vină tăticul să-l țină de mânuță, să-i pună lopățica în mână, să dea la târnăcop. Deci dacă Vlad Piedone, sau cum îl cheamă pe băiatul candidatului Piedone, va fi primar, băiatul lui Piedone trebuie să semneze cu pixul băiatul lui Piedone, cu lopata care va fi ținută de băiatul lui Piedone în șantier, cu ceapa mâncată de băiatul lui Piedone, nu de Piedone. Deci el trebuie să convingă în calitate de candidat. Și aici sunt de acord cu domnul Dimitriu. Adică nu cred că se mai pune problema acum să lăsăm moștenire un sector, un județ, de la din generație în generație. Nu suntem, cred că cetățenii români, că sunt ei activi sau poate sunt pensionari sau poate nu au activitate lucrativă, cred că înțeleg foarte bine că pentru a putea să conduci un sector trebuie să fii legitimat de mult mai mult decât o afinitate biologică sau genetică cu un candidat sau un post primar care pentru unii, pe unii a convins, pe alții poate mai puțin. Deci în această direcție nu pot să spun decât pe dumneavoastră, domnule Cosma, pentru că domnul... Doamne, să vedem cu ce idei vine și dacă sunt convingători, eu să zic la televizor că sunt bune, dacă sigur mi se par bune. Domnul Piedone Junior e la PSD, nu? E deputat al Partidului Social Democrat. V-a convins fiul domnului Piedone în calitate de deputat, domnule Cosma? Eu nu am interacționat cu dânsul, nu sunt în Parlamentul României, dar împărtășim, n-avem cum să nu împărtășim la comun această idee că nu se poate trece din tată în fiu o primărie și cu atât mai mult, vedeți dumneavoastră, intervenții sau controale ale curții de conturi, ca oricărei instituții, de fel, nu sunt simple măsuri. Acestea sunt niște controle făcute care trebuie, și măsurile la urma urmei, sau cum s-or numi ele, trebuie respectate. Nu există această situație în care să nu duci la îndeplinire o măsură a curții de conturi. Conduc și o instituție și știu despre ce e vorba. Acum, stilul ăsta pompieristic de care, într-adevăr, dă dovadă domnul primar Popescu Piedone, e exact ce vă spuneam eu, vedetismul acesta în care trebuie să ieșim cu orice se poate în față pentru a fi cât se poate de popular să câștigăm voturi. Nu asta e esența și de aceea când am spus că e nevoie de un om echilibrat și cu echipă și cu profesioniști lângă, la genul acesta de atitudini făceam referire și eu regăsesc în medicul Cârstoiu că le convine unora sau nu, eu regăsesc genul acesta de comportament. Da, dar e ciudat totuși, iertați-mă domnule Dimitriu, e ciudat totuși ca un primar în vremurile astea în care instituțiile avem intenția de a crede că instituțiile își fac treaba mai bine decât în anii 90, să plătească 5 milioane de lei fără documente. Adică, de unde sentimentul ăsta de impunitate? Din nou, nu sunt acuzații ale opoziției, e raportul Curții de Conturi, deci mai presus de orice bănuială. Tocmai de aceea spuneam și eu că e grav. Mai mult decât să vă confirm că așa e și nu e singurul caz, tot raportul ăsta al Curții de Conturi spune o chestiune foarte gravă care ține de penal și sper că o să meargă mai departe Corpul de Control sau Curtea de Conturi și o să se izeze organele de anchetă penală, pentru că spune foarte clar, s-au fragmentat achiziții astfel încât să fie posibil atribuirea directă, lucru care este abuz în serviciu și au fost condamnați pe, chestiunea raport, asta. Da? Dar e la ordinea zilei, deci lucrurile astea se întâmplă în continuu, n-au absolut nicio jenă, sunt acolo un clan, pentru că, repet, toți sunt rude acolo, știți că era o vorbă, la instituțiile de stat nu poți să-ți faci o amantă că dai numai de rude, era o glumă în... Nu, dar ne interesează că guvernul nu ne lasă să facem micro-întreprinderi, adică o firmă cu între soț și soție, exact, e impozitată, da, mai puțin, dar dacă soția
se mai aliază cu sora sau cu să mai facă ceva pe delături, plătește 16% exact, impozit. Exact. Adică nepotismul la stat merge. Dar da, la privat pentru oamenii care vor să muncească, nu. Despre băiețelul lui Piedone. Știți ce activitate... Nu a venit nimic omul, poate că e foarte... Eu am cu activitatea dumnealui de parlamentar, da? Știți ce activitate parlamentară, cât a vorbit în plen în ultimii 4 ani? 1,5 minute, adică 1 minut și 30 de secunde. Dar are inițiative legislative? A depus... Cred că a depus o inițiativă, parcă ceva de genul acesta. Dar da, nu știu, trebuie să verificăm asta. Nu, am verificat eu, vă spun, asta e. Am și un print screen, dacă vreți vi-l trimit să-l puteți afișa. Asta e activitatea. Bun, acum mai durează puțin până când începe campania electorală în termeni legali, Alex Coita, nu știu când începe campania. Ultimele 30 de zile, dar așa cum e tot campanie, e o perioadă preelectorală. O lună înainte și toată lumea vorbește, facem și noi o sinteză a ceea ce am auzit în această săptămână, se vorbește despre marile surprize, marile schimbări în această săptămână. Domnul Simion ne-a dat de înțeles că va face o conferință de presă comună săptămâna viitoare cu Piedone. Piedone zice că el nu se duce la niciun fel de conferință cu nimeni. Sunt multe teorii ale conspirației în jurul acestui candidat. Păi da, asta vă spuneam și la începutul emisiunii. Piedone e un fel de lebădă neagră. Lebădă neagră înseamnă, ca să nu par așa criptic, un eveniment care poate schimba radical soarta unui proces. În cazul de față, procesul este campania electorală, nu proces penal sau civil. Deci poate fi, într-adevăr, pentru că el are capitalul acesta de notorietate. Și părerea mea personală, ca analist, este că Piedone joacă acest capital de notorietate pe care îl are pentru a putea negocia ceva. Nu cred că... Piedone crede cu adevărat că va câștiga primăria doar pe baza unor sondaje care dau într-adevăr la început de precampanie un capital de simpatie în contextul în care PSD-PNL nu erau mobilizate, în condițiile în care nimeni nu știa de Cârstoiu și în condițiile în care deja avem pe Nicușor Dan consolidat pe o poziție bună, pentru că, adică mult peste scorul general al Alianței care îl susține. Deci părerea mea este că Piedone negociază ceva, va încerca să negocieze cât mai mult, să vedem ce se poate oferi, pentru că deja în afară de sectorul 5, nu știu ce altceva pot să-i mai oferă. Fica pe lista la europarlamentare, asta a apărut în presă că își dorește. Păi da, asta voiam să spun și eu, numai că înțeleg că e cam bătută în cuie lista. Adică, unde, la europarlamentare? O luați pe fica... Da, domnul Cosma, o luați pe fata lui Piedone pe lista de la europarlamentare? După cum ați văzut, noi am avut chiar o ședință de Comitet Politic Național zilele acestea în care s-au fixat candidații Partidului Social Democrat. Mai sunt 2-3 poziții care trebuie discutate în interiorul partidului. Cred că și colegii de la PNL mai au niște discuții foarte punctuale pentru niște locuri eligibile, semi-eligibile cum or fi, dar nu există această informație confirmată în interiorul partidului și la urma urmei suntem 2 partide care candidează separat. Nu avem niciun fel de amestec din punctul ăsta de vedere de a lua fica nimănui pe listă din alt partid. Da. Dar ați avut pe doamna Grappini, care era de la PUSL, l-ați avut pe fiul lui Piedone, pe listele de la deputați? Cum adică n-ați avut? V-ați cu cine ați vrut. Nu avem în momentul de față niciun membru. Bun, dar asta nu înseamnă că nu o să aveți. Adică nu e în firea dumneavoastră. Păi nu s-au definitivat listele? Nu s-au definitivat încă. Noi am votat listele, mai sunt 2 poziții, 3 care trebuie discutate. Păi acolo, la alea 2-3, da. Da. E vorba de candidații noștri. Nu aveți vreo treabă cu lista PSD-ului. Bun. Să încheiem în notă gastronomică. Domnul Ciucă ne spune ce preferințe culinare are. Îl ascultăm cu mare interes. Sunteți gurmand, domnule general? Îmi place să mănânc. E și o chestiune genetică. Nu provin dintr-o familie de oameni supli. Dar, într-adevăr, îmi place să mănânc. Nu sunt carnivor. Nu sunteți? Nu. Îmi plac foarte mult mâncărurile cu care am crescut. Cu care am crescut la bunica, la mama. Se făceau sarmale de post cu orez, așa cum spuneți. Și ciorba de fasole. Păi și fără afumătură? Fără afumătură. Faceți bulion? Ciorba. Fac și acasă. Da? Eu am grădina mea. Am o grădină, am acolo
80 de metri pătrați, unde îmi cultiv în fiecare an propriile și legume. Și faceți de la așa bulion pe vechi? Fierbeți acolo? Îl fierbem acasă. Mestecați cu... Da. Bun, acum, Alex Coita, cum se numește asta? Campania de umanizare a candidatului. Iată, domnul Ciucă face bulion, așa? Candidat. Nu știu dacă e candidat, că domnul Ciucă deocamdată nu e candidat, dar păi, înțeleg că se discută candidatura, nu? Asta e. Unde? La prezidențiale? La prezidențiale, normal, că doar nu la primărie. Că la primărie sunt cei trei mușchetari. Da, mi s-a părut interesant. Adică și eu sunt pentru ciorba de fasole cu afumătură, dar într-adevăr, acum fiind în post... Cine nu e? Fără afumătură, da? Trebuie să facem toți compromisuri. Da, e umanizarea candidatului, e normal. Oamenii au nevoie să se raporteze la un om politic și prin latura sa umană. Asta le creează anumite conexiuni emoționale care îi stimulează să voteze. Adică depinde și de profilul candidaților. Unii oameni, într-adevăr, votează pe X pentru că pare deștept sau intelectual. De exemplu, mulți vorbesc cu oameni în fiecare zi și mulți îmi spun, domnule, îl votez, de exemplu, pe Nicușor Dan pentru că este elegant sau deștept sau e mai așa. Sau îl votez pe Cârstoiu că e... Vă dați seama câtă școală a trebuit să facă să ajungă doctor? Sigur se descurcă. Alții, de exemplu, nu știu, sunt sigur că unii l-au votat pe Băsescu că era consumator de whisky și zicea, uite, domnule, asta e de-al nostru, cum ar veni. Deci e important și asta. Și, într-adevăr, în cazul generalului, cum spunea colegul nostru Victor Ciucă, acolo este problema. Ciutacul, este văzut, da, Victor Ciutacul. Da. El este văzut ca un personaj destul de rigid și atunci, evident, că și lipirea lui cu electoratul este mult mai dificilă. Deci foarte bine, fiecare partid, fiecare candidat are propria strategie de imagine, e ban electoral să facă, iar noi să ne uităm și să savurăm replicile pe care le vedem, să analizăm și sigur că da, la sfârșit putem să după post să și degustăm o ciorbă de fasole, evident, cu afumătură. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Dimitriu. Facem o foarte scurtă pauză. Astăzi, lângă Brăila, au căzut bucăți dintr-o dronă. De la Ministerul Apărării avem o confirmare, e adevărat, dar nu știm care e proveniența acestei drone. Ne amintim însă declarația lui Rareș Bogdan, cel care ne spunea acum mai puțin de o săptămână că e posibil ca rușii să vină la Brăila sau Galați. Sigur, e doar o asociere așa, pe care o fac jurnaliștii. Discutăm cu domnul general Dan Grecu despre acest eveniment în câteva minute. Ministerul Apărării anunță că joi seara au fost identificate fragmente care par să provină de la un dispozitiv aerian pe un teren agricol din insula mare a Brăilei. Reacția vine după insistențe ale jurnaliștilor care tot întreabă de aseară încoace ce s-a întâmplat acolo, de unde provine această dronă. Nu știm dacă această dronă este de proveniență rusească sau nu. Îi mulțumesc foarte mult domnului general Dan Grecu în legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule general! Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră! Bună ziua, doamna Siriac! Domnule general, de la jurnaliștii care acoperă acest subiect am aflat că au fost de aseară mai multe echipe de căutare ale armatei trimise în această zonă izolată din insula mare a Brăilei. S-a descoperit acolo un crater de vreo 2 metri, adică destul de mare, făcut de aceste bucăți de dronă. Suntem evident pe terenul speculațiilor, dar s-a mai pomenit ca în România până acum să cadă bucăți din drone rusești. Avem motive să credem că e tot o dronă de proveniență rusească? Bineînțeles, cum ați spus, trebuie să rămânem în domeniul speculațiilor, pentru că doar două lucruri le știm din comunicatul MEA-PN, că faptul s-a întâmplat și din imagini că există un crater care înseamnă fie existența unui dispozitiv exploziv la acel obiect zburător, cel mai probabil, doar fie pur și simplu explozia restului de combustibil care a rămas. Și de-aia va fi foarte greu să facem noi acum o caracterizare până nu știm, unu, ce fel de obiect a fost, deci a fost vorba de o dronă, a fost vorba de altceva, doi, cine, de ce proveniență. Eu
pot să spun acum, în mod sigur, n-a fost nicio dronă românească, nicio dronă aliată, pentru că, normal, dacă se întâmplă acest lucru, era un comunicat, o dronă a căzut, a explodat la locul nu știu care, n-au fost probleme, n-au fost victime. Ori acest lucru nu-l știm. Deci este posibil, să nu uităm că ieri noapte a fost un atac masiv în Ucraina, să fie o... Da, pentru că autoritățile din Moldova, de asemenea autoritățile militare de acolo, atrag atenția că aproape de frontiera între Moldova și Ucraina s-au auzit aceste bombardamente. Polonezii sunt și ei în alertă și vom vorbi pe larg despre asta. Este foarte posibil, să nu uităm că de la Renț sau de la Ismail e o aruncătură de băț. Cred că până la Renț sunt vreo 30 de kilometri, până la Ismail vreo 60-70. Adică aceste porturi au mai fost ținte atacurile și o dronă rusească ar putea foarte bine să-și piardă traiectoria, să fi fost lovită de apărare antiaeriană, dar nu atât de tare încât să-i producă explozii, ci pur și simplu să-i schimbe... Domnul general, ne-am fi așteptat la... Sunt speculați. Da, ne-am fi așteptat la o transparență. Bun, aici președintele spunea, nu vom fi mai transparenți în ceea ce privește ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei. Dar poate transparență în legătură cu dronele care cad aici pe teritoriul țării noastre, suntem îndreptățiți să cerem, că așa dacă scrie elementele în comunicat, scrie, citez, elementele unei posibile drone. Ce e asta, posibilă dronă? Posibilă drone, nici eu nu pot să o calific sau să o intre. Dacă nici dumneavoastră... Și eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuia un comunicat probabil mai precis, pentru că este clar că acolo n-a venit o pasăre ca să cadă acolo și să facă o groapă. Deci a fost, mai ales că există și martori oculari. Din câte am înțeles, eu n-am avut acces la televizor, dar am înțeles de pe canalele de radio că sunt martori oculari, inclusiv cu filmarea câteva secunde este, din acest port. Este, după cum spunea și dumneavoastră, inexplicabil de ce astfel de comunicate oficiale în care se vorbește despre fragmente care par a proveni de la un dispozitiv aerian. Adică nici măcar dronă nu zic ceva. Nu înțelegem de ce această exprimare extrem de ambiguă, pentru ce, dacă faptul s-a consumat și craterul există. Mulțumesc mult, domnule general. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Scurtă pauză și ne întoarcem.